Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi tocmai s-a terminat a 5-a săptămână din programul de slăbit Otto slăbește sezonul 4. Fraților, bine ați venit la cel mai tare vlog de transformare corporală și singurul de transformare corporală live din toată lumea, nicăieri pe YouTube nu s-a mai făcut așa ceva. Clipuri în fiecare săptămână cu toate mesele pe care le-am avut, cu cântarul la sfârșitul fiecarei săptămâni, să vedem ce progres am avut. Așa că dacă sunteți curios să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta și să vă luați cea mai tare doză de motivație și de inspirație să începeți să mâncați mai sănătos, vă las să vă uitați la toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, iar eu între timp mă duc jos să mă cântăresc, să vedem câte kilograme am. Iar voi veți vedea la sfârșitul acestui clip și cântărirea, să vedem dacă am slăbit ceva sau m-am îngrășat. Vom vedea. Haideți să intre mesele! Bună dimineața, începem a 5-a săptămână de slăbit cu o cafea îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. Și apoi mă duc să vedem, să vedem dacă a făcut data coletele, pentru că au venit vreo 15 comenzi weekendul acesta și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat de pe site-ul meu www.mieretv.ro. După ce am băut cafea, am făcut vreo jumătate de oră de cardio pe aici prin curte, m-am vrut așa care e bună prin curte, am mers și am dat sumă anticou, este foarte, foarte ud, este freașcă și acum vreau să mă bag să fac o baie, iar apoi mergem să mâncăm ceva. La sală. S-a făcut ora 2, într-o oră o să plec la sală și mi-am făcut aici micul dejun. Avem niște brânză din asta puțin sărată, bio, de la cineva, de la un vecin. Am pus o feliuță așa pe fiecare feliuță de pâine. Am 3 feliuțe de pâine din asta de la brutărie. Ia uitați ce moale. Așa. Și încă 2 feliuțe de mușchi din acesta file de la Lidl. Este foarte bun mușchiul ăsta și are foarte puține calorii. Este foarte bun. Ar mai fi mers niște legume, niște roșii, niște castraveți, dar nu am. O să mă duc să caut asta, să vedem dacă găsești ceva bun. Ok, am terminat, a fost foarte bun și pentru că nu am avut legume la masa aceasta, o să mănânc un măr, o să mănânc un fruct ca desert. Pentru că avem nevoie de vitamine, iar în legume și în fructe se găsesc cele mai multe vitamine. Gata, plecăm la sală, fraților, mi-am făcut aici siropul de cătină pentru a avea energie. Ia uite, să mai duc o sticluță. Și l-am făcut de data asta cu apă minerală pentru că am avut, îmi place mult mai mult să beau cu apă minerală. Asta mi-a dat foarte multă energie la sală și mă va ajuta să trag mai tare. De asemenea, cătina are foarte multe vitamine și minerale și este un elixir al tinereții, ne ajută să întinerim, să fim mai tineri, să fim mai sănătoși, pentru că aici pe canal nu este vorba doar de slăbit sau doar de mușchi, este vorba și de o viață sănătoasă. Este ora 6, am venit de la sală și avem aici o ciorbă de fasole cu ciolan. Am ales 2 bucăți de carne mai puțină grăsime și o să mănânc cu ceapă roșie. A fost foarte bună ciorba, am mâncat-o fără pâine, iar acum mâncăm niște popcorn din acesta făcut în casă. Am cumpărat popcorn de acela normal, am folosit aproximativ o linguriță de ulei, foarte, foarte puțin, și am făcut aici o grămadă de popcorn. Este foarte bun, nu este așa bogat în calorii pentru că nu are grăsimi ca cel din comerț, iar aici avem altă gustare pe care o să iau tot așa între mese, o portocală din asta gigantică, uite cât de mare, și o banană. Iar mai încolo, pe la ora 10-11, când mi se mai face foame, o să mergem să luăm și a treia masă a zilei, masă cu proteină, bineînțeles. Mi-a făcut mai niște cărniță la cuptor, o să vă arăt, cu sos din ala de roșii și cu usturoi, este foarte, foarte bun. S-a făcut ora 10 seara și avem aici niște cotlet la cuptor cu sos de roșii, am făcut niște ciuperci lângă. Aici avem niște murături, niște castraveți murați și o să mănânc, bineînțeles, cu un colț de pâine, dar mai întâi vreau să vă arăt că o să iau din sosul ăsta cu usturoi, de aici din tavă, și o să pun așa peste ciuperci. Data viitoare o să-i zic maică mea să pună și niște ciupercuțe tăiate așa în sos, pentru că sunt foarte slab calorice și merg de minune cu sosul ăsta, mai ales care are usturoi. Știți bine că ciupercile mele merg foarte bine cu usturoi. Cam asta este masa mea, fraților. Poftă bună vă doresc. Mă bag să mănânc pentru că mi-e foame și mi-este și poftă. Vai, 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 este delicios. Haideți să vă arăt aici. Băgăm aici puțină pâine în sosul ăsta. Așa. După care luăm o bucată din asta de cotlet. O ciupercă. Și de asta. Asta mi-e de murat. Deci o combinație extraordinară, vă garantez. Bună dimineața, urșii mei! Astăzi începem ziua tot cu o cafea întrucită cu o linguriță de miere de rapiță, rutina mea obișnuită.
iar apoi vreau să merg iarăși o jumătate de oră sau o oră pe aici prin curte să mă învârt de nebun. Trebuie să fac mai mulți pași, fraților, pe zi, pentru că sunt prea puțin activ, trebuie să facem și mai multe mișcare, să facem un pic cardio. Așa că mi-am propus în fiecare zi să mă trezesc, să-mi dau cafea, după care să merg o jumătate de oră, o oră prin curte, după care să fac o baie, să mănânc și să plec la sală. Am terminat antrenamentul, fraților, am mers 40 de minute, am făcut și niște fandări și mă simt foarte bine, am făcut și un duș. Acum trebuie să plec la sală pentru că a intervenit ceva, am o comandă de dus la un profesor de-al meu la facultate. Nu mai am timp să mănânc, așa că o să-mi iau un baton din ăsta proteic, iar aici mi-am făcut energizantul meu din pulpă de cătină cu miere, este foarte bun înainte antrenamentelor. După cum vedeți, am mai terminat o sticluță, am început alta. Haideți să mergem pentru că avem multă treabă astăzi, trebuie să tragem tare și să livrăm o comandă. Am plecat la sală, fraților, iar aici avem o comandă pentru cineva la sală, adică o caserolă de polen crud de 200 de grame, este 15 lei, o găsiți pe site-ul meu, este foarte, foarte bun polenul acesta pentru sănătate, pentru ficat, pentru stomac, pentru masa musculară, iar aici avem comanda pentru un profesor de la facultate, ia uitați aici, borcan de miere de salcâm premium, extraordinar de bună, foarte, foarte sănătoasă, naturală, 100%, dacă doriți și voi să comandați, puteți faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro și vă trimitem coletele oriunde în țară, iar dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă aduc eu coletele personal acasă. Este ora 6, am venit de la sală, ia uitați ce oală a făcut maică mea aici, de ciorbă, haideți să vedem cum arată, să ne punem și noi o porție. A, e de perișoare de curcan, super tare, să punem aici, ne facem acum un bol, să vedem câte perișoare punem, ia să vedem. Am pus 2, aici mai avem 2, 4, 5 și cu 2, 7. Sunt foarte mici perișoarele, așa că o să-mi pun mai multe. Da, mamă, câte legume aici. 7 și cu 2, 4, 5, 5, 6 chiar, era una ascunsă. Mamă, gata, mi-ajunge. Deja sunt prea multe. Avem 13 perișoare, fraților, o grămadă de perișoare. Să mai umplem cu zeam acum și să ne băgăm la masă. Nu știu cu ce vă place vouă să slăbiți sau ce vă place vouă să mâncați, dar eu am crescut cu mâncare gătită, fraților, și îmi place foarte mult, mai ales ciorba, îmi place foarte mult pentru că este foarte bună și pentru diete, are multe legume, are puține calorii, are multă apă, multe lichide, multe legume. Am mai pus o perișoară, sunt 14 în total, o să mănânc fără pâine și mă bag la masă. Gata, am terminat ciorba, a fost foarte bună, am ajuns la mine sus și mi-am luat aici o gustare, adică o banană și o portocală. Da, vă ziceam că nu știu cu ce ați crescut voi, dar eu am crescut cu mâncare gătită și îmi place foarte mult și vă garantez că este foarte sănătoasă. Ar trebui să încercați și voi. S-a făcut ora 9, am coborât aici jos și uite ce a făcut maică mea aici, niște paste cu brânză. E așa poftă, n-am mâncat de foarte mult timp paste. Hai să vedem cum sunt. Foarte bune. Dar astea au destul de multe calorii și nu mă satisfac, trebuie să mănânc foarte multe, trebuie să mănânc 500 de grame și spargem dieta în două. Așa că o să mănânc niște cărnițe din asta la cuptor, m-am mâncat și aseară. Aici mai mea taie niște ciuperci, le tragem un pic la tigaie și apoi punem sos din asta peste ele, două bucăți de carne și probabil că o să mănânc cu ceva pâine. Ia uitați, am luat taie pe aici o grămadă de chestii din astea apetisante. Vreau să le încerc. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never. Gata, fraților, am terminat, arată superb și gustul este extraordinar. O să mănânc cu puțină pâine și cam asta e, după care o să mergem sus. Vreau să mâncăm un fruct, un măr din asta trebuie să-l spăl, un bod de iepure și cred că astea au fost toate mesele pe ziua de astăzi. Neața, mi-am făcut aici o cafea pe care o să îndulcesc acum cu o linguriță de miere. Mi-am făcut și un pahar de cătină pentru că vreau să merg iarăși prin curte. Vreau să fac niște cardio, să facem pași, să se adune acolo pași, câteva mii de pași, măcar 4-5 mii să fac pe zi, pentru că în afară de sală nu prea fac activitate fizică și o să-mi fie din ce în ce mai greu să slăbesc dacă nu mișc fundul după scaun. Pentru micul dejun avem aici două filiuțe de pâine, pe care am pus o filuță de brânză din asta bio de la cineva de la un vecin de aici,
niște mușchiuleți de porc de la Lidl. Și aici avem multe legume, am găsit roșii și cherry care arătau foarte bine, am găsit pridichii și castraveți. Un mic dejun foarte sănătos, foarte rapid și foarte gustos. Am făcut comenzile pentru că am primit ieri două comenzi de la sală după ce am dus polenul. Ia uite, să avem aici trei caserole de polen, foarte bun pentru regenerarea ficatului, pentru stomac, pentru cei care vor să pună masă musculară, pentru care foarte multă proteină vegetală de cea mai bună calitate. Iar aici avem 3 borcane de miere de mană, din asta premium, extraordinară. Foarte, foarte bună. A fost premiată la târgurile apicole naționale. Ia uitați, fraților, dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea și doriți să comandați, vă le aduc personal acasă, iar dacă nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, puteți face o comandă pe site-ul nostru www.miereteveo.ro. Avem aici și siropul de cătină, fraților, sucul de cătină, pentru că am uitat să-l filmez când l-am făcut. Și acum plecăm la sală, am plecat, suntem pe drum, abia aștept să ajung să trag tare și să livrez comenzile astea, bineînțeles. Este ora 6:30, am venit de la sală, avem aici 100 grame de mușfile, 200 grame de brânză cottage din asta de la Lidl, avem 200 de calorii și aici avem 100 de calorii, împreună sunt 300 de calorii și 45 de grame de proteine, fraților. I-am făcut niște rolouri așa, înăuntru am băgat brânză cottage. Sunt foarte bune, foarte ușor de făcut, foarte multă proteină și decât 300 de calorii toată masa asta. Auzi, ce e asta aici? Prăjitură? De la cine? Mamă, Lili face prăjituri bune. Aș vrea să gust un pic. E bună? Ia să vedem. Mamă, te ispit avem aici. Da, e acrișoară așa. Nu e foarte dulce, dar are multe grăsimi. Am coborât jos în magazie să-mi iau o banană și o portocală, pentru că s-a făcut ora 8 și am poftă de ceva. O să mănânc fructe în loc de dulciuri, da, în loc de prăjitură. Vedeți că avem și aici ispita, dar mâncăm fructe, alegem varianta corectă și bună. S-a făcut ora 10 și avem aici o ciorbă de perișoare, cum am mâncat și ieri, foarte bună, un pic acrișoară. Mi-am pus 12 perișoare de data aceasta, sunt micuțe, dar cred că am 150 de grame de carne aici, poate chiar 200, pentru că am nevoie de multă proteină. O să mănânc fără pâine, poftă bună tuturor! S-a făcut ora 10 și momentul pentru un desert, avem aici un măr. Din acesta bot de iepure foarte bun, foarte dulce și cred că asta o să fie ultima masă pe ziua de astăzi. Ne vedem mâine. Bună dimineața! Haideți să-mi fac cafeaua cu o linguriță de miere și după aia să facem câțiva pași, măcar o jumătate de oră să mergem pe aici prin curte, să mai facem niște treabă, niște fandări, să ne lucrăm trenul inferior și după aia să mergem la sală. Ok, este timpul pentru micul dejun. Avem aici castraveți, roșii sherry, ridichi, iar aici avem două filiuțe de pâine cu brânză din asta de vaci de la cineva bio și câte 3 feliuțe de mușchi filele. Poftă bună, vă doresc tuturor! Ok, am terminat mersul, am făcut 5500 de pași. Acum o să iau gustare formată dintr-un măr, pentru că merele sunt foarte bune, toate fructele și legumele sunt foarte bune, de aceea încerc să mănânc cât mai multe. Și aici mi-am făcut un sirop de cătină cu sucul acesta natural, siropul nostru pulpă de cătină premium cu miere, peste care am pus și niște apă minerală. Și vom pleca la sală acum. Mamă, ce avem aici! Am scos mea tava de la cuptor cu cărnița afumată și ciuperci. Aici avem salată de varză cu piper. Hai să ne facem o porție. Ok, fraților, e ora 6:30. Mi-am pus aici o grămadă de carne. Asta e mușc, nu? Da. Și asta? Ce? Ceafă? Pulpă? Mi-am pus și câteva ciuperci, aici avem salată de varză, aici mai avem murături, ia uitați ce bine arată și murăturile astea, și am cumpărat și niște sfeclă roșie de la Kaufland, o grămadă de legume, o grămadă de salate și carne. S-a făcut ora 8 și avem aici un iaurt de băut cu 2% grăsime ca o gustare, avem 50 de calorii pe 100 de grame și ăsta are 400 de grame, deci undeva la 200 de calorii. S-a făcut ora 10 seara, avem aici o ciorbă de perișoare cum am mâncat și ieri și alaltăieri. Ia uitați ce mișto arată, are multe legume, iar aici la felul 2 avem o conservă de ton de la Lidl. Arată foarte, foarte bine cu sos roșu, o voi mânca cu un colț de pâine și vreau să vă arăt câte calorii are, ce valori nutriționale bune are, pentru că e prima dată când mi-am cumpărat. Ia uitați, are 80 de kilocalorii, 100 de grame și are 185 de grame, 11,4 grame de proteină, grăsimi 1,3 grame, lucide 5 grame. Super tare, super bune valorile,
și e foarte bună. Tonul ăsta arată foarte bine, ia uitați. Are multe bucăți de ton, are ceapă și mazăre prin ea. Poftă bună tuturor. S-a făcut ora 11:30 și am aici o banană, o gustare așa înainte de somn, pentru că mi s-a făcut poftă de ceva dulce. Neața, neața, începem ziua tot cu o cafea pe care o să îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță. Pentru că așa mă trezesc eu cel mai bine, îmi dă energie să mă trezesc și să fac puțin cardio înainte să plec la sală și înainte să mănânc. Vreau să fac câțiva pași prin curte, să merg vreo jumătate de oră, pentru că slăbirea devine din ce în ce mai dificilă. Trebuie să plec în oraș, fraților, mă grăbesc pentru că am niște comenzi de dus și apoi trebuie să mergem la sală, iar aici avem pulpa de cătină premium cu miere și mi-am făcut un sirop cu apă minerală, mi-am făcut un suc pentru la sală ca să am energie, să-mi dea forță, iar aici avem păstură. O să mănânc cam atâta păstură, pentru că aceasta este bogată în proteine de cea mai bună calitate, sunt toți aminoacizii aici. Este foarte bună pentru masa musculară, la fel și polenul, însă eu consum păstură pentru că îmi place mai mult la gust, este doar o chestie de preferințe. Este mai scumpă păstura decât polenul, mult mai scumpă, dar puteți să consumați ori păstură, ori polen, contează, pentru că la fel de bune sunt pentru masa musculară și pentru ficat, pentru stomac, pentru o grămadă de afecțiuni. Fraților, avem aici cele două comenzi, ia uitați, avem un borcan de salcăm, super, super bună mierea asta, 100% naturală, premiată la târgurile apicole naționale și internaționale. Aici avem un polen crud, abia l-am scos din congelator, să-l livrez personal acasă. Iar aici avem niște siropuri cu pulpă de cătină. Persoana a vrut să le ambalăm în sticluțe de plastic pentru că acestea vor ajunge în Franța. Noi nu expediem direct în străinătate, dacă doriți să expediați în străinătate, puteți comanda de la noi, dar vă ocupați personal de expedierea lor. Aici avem un api complet, foarte bun amestecul ăsta, trebuie să încep să consum și eu. Vă doresc multă sănătate tuturor care ați comandat și dacă nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă așteptăm pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Ok, chiar dacă n-am avut timp să mănânc, mi-am luat două banane, o să le mănânc în mașină în timp ce merg spre Vâlcea și duc comenzile. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Vin de la sală, ia uitați aici ce-a făcut mecna, ce bine arată mazărea asta, cu cărniță de porc, slabă. Am pus și aici să-mi încălzesc o porție. Hei, a început să se lipească. Cum se numesc astea? Cum se numesc astea? Smeură. Iar aici am luat de la Lidl niște zmeură, 250 de calorii, 500 de grame. Are foarte puține calorii, ia uitați. Și o să-mi iau tot bolul ăsta sus, o să-mi pun niște miere pe deasupra și o las mai aici puține. Și cam asta o să fie desertul meu după ce mănânc mazărea aceea. Mazărea o să mănânc cu murături din acestea asortate, sunt extraordinar de bune. S-a făcut ora 10, iar aici avem ultima masă pe ziua de astăzi. Avem o salată de ardei copt, foarte bună, cu oțet. Și niște mușchi din acela de care am mâncat și ieri. M-am tăiat așa feliuțe subțiri. Vedeți, pare mult mai mult acum pe farfurie. O să mănânc fără pâine și cam asta este ultima masă. Duminică vedem, ne întâlnim aici să vedem câte kilograme am. Ok, hai să vedem, fraților. A venit momentul adevărului. S-a terminat și săptămâna 5 din dieta mea. Haideți să vedem câte kilograme am. 112,7. Wow, super bine. 500 de grame, parcă. Parcă am avut 113,2. Hai să mai vedem o dată. E ok, 500 de grame. Nu e așa mult ca săptămâna trecută, dar eu am făcut tot posibilul să slăbesc. Am făcut cardio în fiecare zi, minim o jumătate de oră. Am făcut antrenament cu greutăți în fiecare zi, am fost la sală minim o oră. Și ăsta e rezultatul. Spune și voi acum, am mâncat
mult, am mâncat puțin. Eu zic că am mâncat ok, am mâncat corect, dar cântarul scade din ce în ce mai greu acum. Ok, 112,7. Hai să mergem sus, să scriem lucrul acesta pe foaia mea de progres. Ok, am scris aici pe foaia mea 112,7 kg. Sunt 500 grame față de săptămâna trecută. Dacă vreți să vă uitați la toate clipurile, puteți să le vedeți pe acest canal. În playlistul Otto Slăbește am clip în fiecare săptămână cu transformarea live. De asemenea, puteți să vedeți celelalte perioade de transformare. Este cam puțin, dar asta e, nu sunt dezamăgit. O să încerc să fiu din ce în ce mai bun și să trag din ce în ce mai tare pentru a reuși să slăbim mai mult săptămânile viitoare. Nu știu care este faza, probabil că am avut o retenție de apă sau poate am fost prea deshidratat săptămâna trecută, pentru că săptămâna asta am scăzut destul de puțin, decât 500 de grame, dar eu am dat tot ce am avut mai bun, am dat tot din mine, am mâncat cât am putut de corect, am mâncat foarte multe fructe, foarte multe legume, am mâncat mâncăruri sănătoase, am fost atent să mă ferez de grăsimi și cu toate astea am scăzut decât 500 de grame. Se pare că metabolismul meu nu este chiar atât de rapid, alte persoane au norocul să mănânce foarte mult și să nu se îngrașe absolut deloc. Asta e viața, noi ăștia mai plinuți trebuie să tragem mai tare, trebuie să fim mai conștiincioși, să mâncăm mai corect, mai puțin și să tragem cât mai mult, să facem cât mai mult efort pentru a reuși să slăbim, pentru a reuși să ne creștem masa musculară și metabolismul. Dacă se întâmplă să nu slăbiți o săptămână, nu este nicio problemă. Dacă știți că ați făcut totul ca la carte, stați liniștiți, fraților, trebuie să trageți în continuare la fel de tare, să fiți la fel de motivați, nu trebuie să vă descurajeze lucrul acesta. Nu trebuie să ajungem să mâncăm două frimituri de mâncare toată ziua, pentru că astfel ne vom duce rata metabolică în cap și peste câteva săptămâni nu vom mai reuși să slăbim absolut deloc. Trebuie să continuăm la fel, trebuie să fim din ce în ce mai buni, trebuie să mărim numărul de pași, trebuie să mărim efortul pe care îl facem în fiecare zi și să încercăm să mâncăm cât mai multe fructe și legume, pentru că acestea sunt foarte slabe calorice și au un volum foarte mare, ne vor ține sătui, ne vor rupe stomacul și, bineînțeles, au foarte multe vitamine, minerale și fibre. Dacă sunteți alături de mine și mă susțineți, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că pe mine mă motivați foarte tare cu aceste lucruri, să continui, să postez clipuri în fiecare săptămână, să încerc să mă motivez și pe voi să aveți o viață mai sănătoasă și să slăbiți. Iar dacă vreți să mă ajutați financiar, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai tari produse apicole din țară. Aveți 10 de reduceri plus suplimentar 10% la orice comandă. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!